Drumul național 2E85 este o pată neagră pe harta accidentelor rutiere. Aici anual sunt rănite sau își pierd viața zeci de persoane. Pe o bună parte din sectorul de drum se circulă pe o singură bandă de sens, iar viteza, coroborată cu depășirile neregulamentare, dau naștere unor evenimente rutiere grave. Liberalii buzoieni au anunțat că vor încerca să determine Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere să lărgească drumul în punctele critice. Printre proiectele prioritare ale noastre este europeanul la patru benzi de la Crucea Comisoaie până la Oreavu, pentru că se impune, e nevoie de această extindere a drumului și, din ce știu eu, Direcția Regională de Drumuri și Poduri București până la desfințare prinsese sume pentru acest proiect. O altă măsură care ar reduce riscul rutier, sunt de părere liberalii buzoieni, ar fi circulația alternativă. Să ia în calcul și posibilitatea circulației alternative 2:1 pe celelalte segmente de drum european din județ, pentru că ați văzut că avem accidente săptămânale pe porțiunile astea de drum și sperăm că astfel să reușim să salvăm cât mai multe vieți. Specialiștii din domeniul rutier au atras atenția în nenumărate rânduri despre necesitatea lărgirii DN2 E85 ca urmare a numărului mare de șoferi care tranzitează acest drum, dar și din pricina accidentelor grave de circulație care se produc. DN2 E85 nu poate fi certificat din punct de vedere al siguranței rutiere, atrag atenția specialiștii din cadrul Asociației Victimelor Accidentelor de Circulație, tocmai din pricina faptului că drumul este foarte îngust.